a Lui care ne iubește și ne-a spălat de păcatele noastre prin însă sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. V-aș ruga respectos să vă ridicați în picioare, citim din Sfânta Scriptură, din cartea profetului Ieremia, capitolul 5, și vom citi versetul 1, pagina în Biblie 741, Ieremia, capitolul 5. Cutreierați ulițele Ierusalimului, uitați-vă, întrebați și căutați în piețe, dacă se găsește un om, dacă este vreunul care se înfăptuiască ce este drept, care se țină de adevăr, și voi ierta Ierusalimul. Și dați-mi voie să citesc din ultimul verset partea finală, întrebarea care o punea Domnul. Dar ce veți face la urmă? Amin? Vă rog, reocupați locurile. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în casa de rugăciune, în părtășie cu frații și părtășie cu Domnul. Salutul bisericii din Bosanci pentru voi cei de aici din Bistrița este din Iuda, versetul 20 și 21. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului Isus Hristos pentru viață veșnică. Amin. Amin. Și pentru că suntem încă la început de an, doresc ca în anul 2016 Dumnezeu pe toți să vă binecuvinteze. Amin. Citeam în Sfânta Scriptură și am ajuns în cartea profetului Ieremia, în capitolul 5. Și versetul 1, eu l-am văzut ca o șansă, poate ultima șansă, pe care o acordă Domnul Ierusalimului. De drept, Ierusalimul era cetatea marelui împărat. Ierusalimul era cetatea păcii, bucuria întregului pământ, cetatea sărbătorilor, cetatea Dumnezeului Sionului. Dumnezeu avea ochii ațintiți în permanență asupra Ierusalimului, căutând acolo împlinirea legii și satisfacția Lui. De fapt, Ierusalimul era o cloacă plină de păcat și mizerie. Imoralitatea era la ea acasă. Dumnezeu spunea prin Ieremia că oamenii, locuitorii Ierusalimului, sunt ca niște cai bine îngrășați, cenechează după nevasta aproapelui. Minciuna și jurământul strâmb erau ca virtuți în Ierusalim. Ierusalimul ajunsese să fie putred, ca o bubă care o copt și a cărei duhoare se ridică în nările lui Dumnezeu, stârnându-i mânia. Idolatria de acolo la țâță, la gelozie pe Dumnezeu. Și eu citesc, mă uit la Ierusalim cum arată și mă uit la dreptatea și judecata lui Dumnezeu cum arată. Și știu că Ierusalimul e vinovat și că o pedeapsă iminentă plutește deasupra Ierusalimului. Ca om, ca simplu cititor, mă întrebam, oare cum va pedepsi Dumnezeu Ierusalimul? Va despica pământul iarăși ca în vremea lui Core, Datam și Abiram? Va aduce iar o năvală de apă să se suie până pe muntele Ararat? Oare cum va pedepsi Dumnezeu Ierusalimul? Va ploua cu pucioasă ca peste cetatea Țeboimului? Vor exploda fântânele de smoală din vremea lui Ghedar la Omer? Ierusalimul e vinovat. Peste măsură de vinovat Ierusalimul. Și Dumnezeu e drept și sfânt. Mă gândeam, va lovi iarăși cu ciumă? Vor vedea Ierusalimul și locuitorii săi în aria lui Aramna pe îngerul Domnului cu sabia scoasă din teacă? Sau un popor cu buze bâlbâitoare va zdrobi și va dărâma zidul de apărare? Mă așteptam. Mă uitam la Ierusalim și mă uitam la dreptatea lui Dumnezeu, la judecata lui Dumnezeu. Și am citit versetul 1 din capitolul 5. Cutreierați Ierusalimul, căutați un om și iertă Ierusalimul. Noi trăim între bunătatea și judecata lui Dumnezeu, între aceste două atribute ale lui Dumnezeu. Și eu am numit versetul acesta ultima șansă a Ierusalimului. Suntem într-o seară de evangelizare. Nu-mi place să dramatizez, dar aș vrea să vă spun cu toată responsabilitatea. Pentru unii din voi s-ar putea să fie ultima șansă de pocăință. Și aș dori să nu ratați această ultimă șansă. Și aș dori, dacă toți sunteți la pocăiți, la adunare, să vă pocăiți. Și l-a rugat pe Duhul Sfânt să cerceteze inimile noastre și, Doamne, fă lucrul acesta. Frații mei, când Dumnezeu a creat lumea aceasta, cele văzute și nevăzute, El a creat într-un final omul. Și omul a fost creat cu un anume scop. În hotărârea Sfintei Trăimii s-a spus să facem un om după chipul nostru, asemănarea noastră, și el să stăpânească pe pământ. Dumnezeu l-a creat pe Adam ca să Adam să reprezinte cu fidelitate pe Dumnezeu. Voia o reprezentare a Dumnezeirii în lumea asta creată de el. Și Adam a fost un om extraordinar, modelat din lei, din lut, de însăși mâinile lui Dumnezeu. Când Dumnezeu s-a plecat spre el, i-a suflat suflare de viață în nări și astfel Adam a fost făcut un suflet viu. Când Adam, făcut din pământ, a deschis ochii, prima lui privire a fost să vadă slava lui Dumnezeu plecat asupra lui. Și Adam a fost îmbrăcat cu slava lui Dumnezeu. Adam trebuia să fie fericit, Adam trebuia să fie stăpân, Adam trebuia să reprezinte pe Dumnezeu în lumea aceasta creată. Și iară spun, de drept, așa trebuia să fie. De fapt, s-a întâmplat altceva. De fapt, s-a întâmplat altceva. În conflictul cosmic care exista între Dumnezeu și diavolul, în războiul deja existent, Adam s-a aliniat răului. Femeia ispitită de diavolul prin șarpe a păcătuit împotriva lui Dumnezeu prin acea neascultare. Atunci s-a întâmplat tragedia veacurilor. Nici un război, nici o nenorocire, nici o durere n-a fost pe pământul acesta, nici o tragedie n-a fost mai mare decât ceea ce s-a întâmplat în grădina Eden. Când Adam a fost dezbrăcat de slava lui Dumnezeu, când Adam a fost izgonit din grădina cea binecuvântată, când în urma păcatului a intrat în lumea noastră moartea și durerea și blestemul și sudoarea. De ce l-a creat Dumnezeu pe om? Și ce a reușit omul să facă? Și iarăși ne uităm la dreptatea lui Dumnezeu. Și în urma păcatului, în Genesa 6 se spune că Dumnezeu s-a uitat la pământul creat și i-a spus: îmi pare rău că l-am creat pe om. Și în urma păcatelor înfăptuite de oameni de-a rândul veacurilor, Dumnezeu a trimis judecățile sale. Și Dumnezeu a judecat pământul și a judecat oameni prin acele judecăți, știu eu, temporare sau zonale. Gândiți-vă, dacă vreți, la potopul de ape, la această catastrofă, când Dumnezeu a spus: nu mai suport păcatul, vreau să nimicesc pământul acesta, vreau să curăț pământul acesta. Dar între cei mulți răi era o familie bună, o familie binecuvântată. Și la Dumnezeu e știut că nu pedepsește pe cel rău împreună cu cel bun, că la Dumnezeu este dreptate. Iar lui Noe i s-a oferit o șansă spre a fi salvat de pedeapsa aceasta. E adevărat, șansa aceasta a fost oferită și a altora. Căci Biblia spune că, dincolo de ironia oamenilor, de necredința lor, de batjocura lor, de trăirile lor păcătoase, de preocupările lor păcătoase, ușa corabiei a mai stat încă 7 zile deschisă. Dacă cineva ar fi vrut să intre în corabia aceasta, ar fi fost salvat. Și Noe, acest propovăduitor al mântuirii, spunea în Noul Testament, a strigat oamenii, a chemat oamenii, a invitat oamenii, a vorbit de pedeapsa lui Dumnezeu, a vorbit de judecățile lui Dumnezeu, dar oamenii au râs, cum râd unii în ziua de azi, dar oamenii au fost nepăsători, cum nepăsători stau unii în ziua de azi. Și a venit ziua a șaptea, când Dumnezeu a închis ușa corabiei. E adevărat, eu mă gândeam într-un fel, să fi fost în luna mai, să cânte păsărelele afară, flori, să zbur de miei pe câmpie și tu să intri într-o corabie unsă cu smoală. Ce perspective, ce frumusețe, ce atracție era, nimic. Mi-aduc aminte când eram în clasa 12 la Brașov, profesorul meu de filozofie, la 28 de ani, avea doctorat luat în filozofie. Ce-o fi descoperit, nu știu. Dar eram ținta ocării și a ironiei, singurul pocăit din clasă. Și toată ora de filozofie era un dialog între mine și el. Eu, un băiat simplu de la țară, mers cu valiza în mână la 14 ani și el doctor în filozofie. Cât e de drept cuvântul Domnului, să nu vă faceți probleme, căci însăși Domnul vă va răspunde. Știu că l-am bătut cu 10-0. Cu 10-0 l-am bătut pe profesorul meu. Și el spunea, Domnule, v-ați închis, n-aveți niciun viitor, sunteți sumbri, vă rugați și plângeți, n-aveți tinerețe, sunteți negri. Și eu spuneam, da, și corabia lui Noe era neagră, dar i-a scăpat pe toți, pocăința pare neagră în ochii voștri. Dar Dumnezeu are o fereastră deschisă, noi vedem minunile lui Dumnezeu, noi vedem lucrările lui Dumnezeu. Dumnezeu ne arată din când în când câte un crimpei din frumusețea cerească. Și iară se enerva și iară mi-aduc aminte, spunea, stai jos, stai jos, nu stai jos, ridic din picioare. Mă ridicam în picioare pentru că Dumnezeu rămâne Dumnezeu. E adevărat că pentru unii pocăința e ceva întunecat. Închide orice viitor, orice perspectivă. Și eu spun, da, închide. Eu de când m-am născut în pocăință, mi s-au închis ușele la discoteci, la crâșme, la stadioane, la cinematografie. Pentru mine a fost închisă. Dar când Domnul se îndură și mi-arată așa câte o bucățică de cer, mi-aduc aminte, într-o noapte am visat un vis. Se făceam că eram la stăruință împreună cu un grup de frați. Și cum mă rugam cu mâinile în sus, așa, printr-o fantă de lumină, Dumnezeu a deschis cerul și am văzut ceva din Ierusalimul ceresc. E exact cum scrie în Biblie, în jurul lui totul strigă slavă. Ori de câte ori mi-aduc, ani de zile au trecut, eram un adolescent atunci, mi-aduc aminte de frumusețea aceea, lăcrămiez. Și în mine se naște un dor, o dorință, ca să ajung acolo acasă. Mama mea a născut în 1930. Era născut în pocăință. Și ea îmi spunea, Dragoș, eu am trăit pocăința, eu eram păstor și venea la mine și mă certam, nu-mi place pocăința ta, prea mult râdeți, prea mult mâncați, prea mult glumiți, prea puțin vă rugați. Și ea spune, când avea 6 luni, mama mea a rămas orfană de mamă, că eu am murit. Și când avea ea 5 ani, în luna februarie sta la poartă și făcea de pază pentru că bunicul era în casă să ruga. Și copil fiind, a fugit în bucătărie să ia o bucată de pâine. Când a ieșit în prag, jandarmii erau în prag, au înconjurat casa și spune, pe tata l-a scos afară, desculț, pe frații l-au arestat și a vrut tata să iei bocance, că era ger, era în februarie. Și un jandarm mi-a spus, cu Dumnezeu tu ai să mergi desculț. Și spunea ea, tata meu a mers desculț, pe zăpadă și pe gheață, până la Cernăuț. Și a fost condamnat la 25 de ani. Și-a făcut 4 ani și 8 luni de pușcărie. Și noi am rămas 3 copii orfani acasă. Mâncam ce puteam, dormeam unde puteam. Și îmi spunea, eu m-am temut de Dumnezeu. L-am iubit pe Dumnezeu. Și odată am venit de la serviciu și am găsit-o așa, într-un extaz. Sta pe marginea patului, avea o semiparalizie, trecut de 70 de ani. Și îmi spune, Dragoș, pe când mă rugam, am avut parte de răpire. Dumnezeu m-a trecut Iordanul acesta, mi-a arătat locul pregătit, mi-a arătat cetatea de aur, mi-a arătat ce nu pot eu să explic ție. Și la 2 sau 3 zile Domnul a chemat-o acasă. Frații mei, pocăința pentru unii pare ceva de neconceput pentru anul acesta, pentru vremea aceasta, când închidem viitorul, când ne-am întunecat privirea. Dar Dumnezeu ne dă o altă viziune. El ne arată lucrările Lui, minunile Lui. Că nu navigăm noi pe internet, că nu avem rețele de socializare, că nu apăsăm cu butonul acolo pe internet unde apasă toată lumea. Noi, Domnul ne arată lucruri mai frumoase. Să vă dea Domnul și vouă daruri prin Duhul Sfânt. Frații mei, și vine vremea când Dumnezeu închide ușa corăbii. Și ironia lor dispare, râsul, ocara, batjocura, pierd. Pentru că dintr-o dată izvoră de sus și izvoră de jos, se declanșează, apele năvălesc. Poate au privit încă ca o glumă, dar apele cresc și văd apele ajunse la genunchi, văd până la șolduri. Cu ani în urmă eram cu trenul în gara din Itești, când s-au rupt niște diguri acolo și cât vedeai cu ochii pe hectare întregi, era ape. Am văzut vite moarte, lucruri din casă scoase, ne-am oprit cu trenul acolo, apa era până la fereastra gării, nu se mai putea merge. Și am spus, ce grozăvie aici, ce tragedie. Dar gândiți-vă dumneavoastră că aici sunt femei însărcinate, la care le ajunge apa la burtă. Văd tați cu copiii cărându-i în cârcă, alergând pe munți, suindu-se în copaci, dar apele cresc. Și plouă de sus și de jos și zvoare țâșnesc. Și-i văd pe oameni alergând la corabie, bătând cu disperare, noi deschide-ne, noi eu ți-s cumătru, noi eu ți-s vecin, noi eu ți coleg. Dar ușa o închis-o Dumnezeu. Când va veni pedeapsa lui Dumnezeu peste întreg pământul, atunci noi nu vom mai putea ajuta. Noi vom fi acasă la Domnul, iar oamenii vor îndura chinurile pedepsei lui Dumnezeu. Așa a fost în vremea potopului lui Noe, o judecată pe care Dumnezeu a făcut-o cu locuitorii pământului. Să mai vorbim de o judecată? Vorbesc totuși că oamenilor din vremea aceea și lui Noe i-a fost acordată o șansă să se salveze. Și oamenii au râs, dar întrebarea care a început-o, dar la urmă ce vei face? În Ierusalim nu s-a mai găsit omul ăla drept și cinstit. Dar întreb Ierusalimul la urmă ce va face? În Bistrița unii ascultă Evanghelia și pot pleca în seara asta nemântuiți. Că până la urmă e hotărârea ta. Dar eu te întreb, dar la urmă ce vei face? În Mica 6:8 spunea, ți-a arătat omule ce este bine. Și ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Poți să fii milos sau poți să fii crud, e treaba ta, e decizia ta. Dumnezeu nu a creat roboți ca japoneze. Eu de multe m-am rugat, Doamne, am spus, Doamne, de ce n-ai pus în mine mai multă dorință de sfințenie, mai multă putere? De ce sunt ispitit? De ce păcătuiesc? De ce cad? De ce mă lupt și n-am biruință? Dar Dumnezeu l-a creat pe om cu liberul arbitru. E poți să aleagă omul. Tu poți să alegi să fii milos sau crud și neiertător. Dar la urmă ce vei face? Poți să alegi să trăiești în dreptate sau în strâmbătate. E decizia ta. Dar la urmă ce vei face? Poți să umbli smerit cu Dumnezeul tău sau poți să fii supra de mândră și să aduci toată lumea în adunare, că așa vrei tu. Dar eu te întreb, dar la urmă ce vei face? Și am să pun întrebarea aceasta așa ostentativ, ca să vă duceți cu ea acasă, la urmă. Pentru că este o urmă, fratele mei, este o urmă. Când vorbeam de patriarh, vorbeam de Enos, de Cainan, de Mahalalael, de Metusala. Biblia așa de sec vorbește de ei, așa de puține informații de mari patriarhi. S-au născut, au trăit câte 800-900 de ani, au avut fii și fiice, apoi au murit. Și predicam nu de mult la o mormântare, a spus, oameni buni, dincolo de apoi mai este ceva. Apoi nu-i ultimul cuvânt. Ultimul pentru Metusala, pentru aceștia, dar nu-i apoi ultimul cuvânt. Mai este un apoi, după apoiul ăsta. Și eu spun, dar la urmă ce vei face? Și mai am un gând, că mai este ceva dincolo de urmă. Am numit eu la urma urmelor ce vei face. Frații mei, vin judecățile lui Dumnezeu peste oameni. Dreptatea lui Dumnezeu a fost călcată. Dumnezeu nu poate suferi păcatul. Și are aceste judecăți. Să vorbim ceva de Sodoma, de Gomora, de Adma, de Țeboim, de cetățile câmpie în care Dumnezeu le-a trăsnit și a plouat cu foc și pucioasă. De păcatele Sodomii să vorbim acum. Păcate scârboase, care se legiferează în zilele noastre, care ajung la rang de virtute. Dumnezeu să binecuvinteze țara noastră cu credință. Dacă mă ajută Domnul mâine dimineața la 6, zbor în Norvegia. Dar cel care m-a chemat pe mine în Norvegia este în România, o fugit copiii cu voia să ia. Acum aia de o jumătate de oră, de o oră când am aflat. Știu, eu sunt în România, dar vin în Norvegia. Niște legi drăcești date în zilele noastre, fraților. Care-i păcatul surorii tale Sodoma? Scrie în Ezechiel acolo. Era mândră, îngânfată, nu sprijinea mâna celui nenorocit și trăia într-o liniște nepăsătoare. Dincolo de păcatele sodomie. Că astea au fost de la începutul lumii, că sunt duhuri din acestea. Istoria vorbește un episod interesant. Când Hannibal a plecat din Cartagina și a ajuns cu trăire în munți, știți dumneavoastră istoria, la porțile Romei, când străjerul din poartă a fugit disperat în senat și a strigat Hannibal am portas, Hannibal la poartă, istoria spune că în Senatul Romei se discuta problema homosexualilor, dacă să fie aplicată sau nu. Și atunci o trezit strigătul acesta și o tremurat romanii. Și o enigma istorie nedeslegată până astăzi. De ce Hannibal nu a sediat Roma, că o putea cuceri? O putea cuceri, toți sunt de acord. O ajuns până la poartă, o bagat spaima în romani și o ridicat-o asta și o plecat în țara lui. Așa a fost voia lui Dumnezeu, spun eu. Frații mei, Sodoma și Gomora, nimicite, arse, dar oamenilor acestora le-a fost acordată o șansă, cum și ție, în seara asta ți-a acordat o șansă. Șansa să te pocăiești. Că era acolo neprihănitul Lot, care își chinuia sufletul. Bine spunea un frate, Lot ușor și-o dus copiii în Sodoma, dar când o vrut să-i scoată, nu i-o mai putut scoate. Că ușor le pui la copiii ăia mici de serie animate de 4 ani și tac și nu plâng și nici mâncare nu mai trebuie. Dacă le iei desenele animate să vezi cum fac și n-au decât 4 ani, numai 5 ani. Că ușor îi duci pe tineri înspre păcat și îi obișnuiești cu păcatul. Dacă le iei jucăriile să vezi că se răzvrătesc. Și au intrat Lot cu familia, la început în marginea Sodomii, apoi îl întâlnim la poarta Sodomii. Și o intra cu familia în Sodoma, dar vine Îngerul Domnului și spune pe cine mai ai aici? Predicam odată la o binecuvântare de copii, inventarierea permanentă a familiei. Pe cine mai ai? Mai ai un băiat nepocăit? Mai ai o fată nepocăită? Mai ai bărbatul? Mai ai nevasta? Mai ai pe cineva? Să ne rugăm și pentru aceștia. Și vine Îngerul și spune pe cine mai ai aici? Fete și băieți, gineri și norori, scoate afară! Că Domnul nimicește Sodoma. Și îl văd pe neprihănitul acesta Lot, alergând la familie. Avem o șansă. Domnul nimicește Sodoma până în temelii, o arde cu foc și puțioasă. O să vedeți îndată ce o să fie aici. Pe noi Domnul ne scapă. Avem o șansă. Nevastă, copii, îmbrăcați-vă, gineri, hai să fugim. Știți ce spune Biblia? Că ginerii lui zăboveau. Ei credea că socrul se glumește. Cât mai zăbovești tu pe care te cheamă Domnul și nu vrei să te pocăiești. Și oare cât mai zăbovesc eu, pocăit, născut în pocăință și nu vreau să mă pocăiesc mai bine? Și cât mai zăbovim noi că nu vrem să ne pocăim mai bine? Și ginerii au crezut că glumește. Și până la urmă eu și Lot cu nevasta și cu cele 2 fete fecioare. Și în urmă s-a dezlănțuit mânia lui Dumnezeu. Ca un tăvăluc de foc a venit peste Sodoma. De sus foc și pucioase. Fântânile cu smoală s-au aprins. Eu văd aici bătrâni care nu mai pot să alerge, care se pun cu gura la pământ, caută o gură de oxigen și nu au. Eu văd un miros de pârjol. Eu văd iarăși copii alergând, mame și tați, încercând să iese din încercuirea aceea de foc, dar nu mai pot. Și când se uită Avraam a 2-a zi dimineață, așa ca dintr-un cuptor ieșea un fum, spun oamenii, ca o bombă de la Nagasaki, așa se vedea ciuperca ieșind, că a fost pedeapsa lui Dumnezeu. Dar oamenilor li s-a dat o șansă. Lui Lot i s-a dat șansa, la ginerul lui Lot li s-a dat șansa să scape și n-au profitat de ea. Eu așa mă bucur să predic de orbul Bartimeu. Domnul mi-a ajutat, am trecut cândva și eu prin Ierihon, acolo, curios. Și văd pe omul ăsta zdremțuros, stând în colb acolo. și flămând. Și întreabă ce se întâmplă, ce cu gălăgia asta? Trece Iisus din Nazaret. Auzise că Iisus face minuni și a început să strige: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Și Biblia spune că unii îl certau și spuneau să tacă, dar el striga și mai tare: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Și când a trecut Hristos, că el nu poate trece pe lângă necaz, el nu poate trece pe lângă la bolnav, el nu poate trece pe lângă durerea ta, s-a oprit. A spus: chemați-l să vie. Își aruncă Bartimeu zdreamța lui. Ce vrei să-ți fac? Doamne, să-mi capăt vederea. Și iată-l pe Bartimeu vindecat de Domnul. În Matei 18:20 spune că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt în mijlocul lor. Eu cred că Hristos e aici, amin? Amin. Nu vrei să profiți de asta? Nu vrei ca femeia cananeancă să te atingi cu femeia cu scurgeri de sânge de poala hainei lui? Nu vrei să pleci vindecat? Doamne, vindecă-ne pe toți! Amin. Și Doamne, iartă-ne pe toți în seara asta! E șansa care ți-o dă Domnul. Frații mei, și când lumea aceasta păcătoasă s-a îndepărtat tot mai mult de Dumnezeu, Dumnezeu s-a închis în mânia lui și s-a împrietenit cu un om, numele lui Avraam, și a spus: Avraam, săminția ta va fi poporul meu, descendenții tăi, copiii născuți din tine, din Sarai, nevasta Slobodă, vor fi copiii mei, vor fi poporul meu. Și Dumnezeu o deschis, dacă vreți, un favor extraordinar pentru evrei și pe ceilalți neamuri. Le da pâine și ploi la vreme. Dar poporul Dumnezeu a fost evrei. Dar așa cum oamenii s-au depărtat de Dumnezeu, așa și evreii s-au depărtat de Dumnezeu. Și acum vine Ieremia, capitolul 5, versetul 1. Și Domnul ne mai dă încă o șansă. O șansă pe care evreii au irosit-o. Că nici în Israel și nici în oamenii din afară nu s-au găsit omul acela. Și Dumnezeu în bunătatea lui o adus un om în lumea noastră. Și l-a recunoscut Pilat. Când a ieșit din odaia de judecată și cu mâna întins a spus: iată omul. Dumnezeu a făcut un plan de mântuire. Prin Fecioara Maria s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu. Mă gândeam la fecioara aceasta, cum îngerul Gabriel, aducător de vești bune, vine într-o zi la ea. O salută tulburător de respectos și spune: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Iată că vei rămâne însărcinată. Pruncul care se va naște din tine va fi Fiul lui Dumnezeu. Și femeia asta o întrebare mai pune: cum se face lucrul acesta, că eu nu știu de bărbat? Duhul Domnului te va umbri, Duhul Sfânt va veni peste tine și el va fi Fiul lui Dumnezeu. Și mă uit la Maria, o tânără fecioară, inocentă. Stă plecată pe genunchi și îngerul nu pleacă, stă lângă ea. Și Maria e fără mama, fără tata, fără sobor de preoți și fără comitet de adunare. Și îngerul nu pleacă, stă în spatele ei. Și o văd pe Maria plecându-se și spune: iată roaba ta, facă-ți după voia ta. Și acceptă planul ăsta măreț. Eu văd nu numai îngerul așteptând, eu văd cerul întreg așteptând. Dumnezeu pe tron, arhanghel și îngeri din cer. Și dintr-o dată izbucnesc în cântări de bucurie. Planul de mântuire a lui Dumnezeu se va realiza. Prin Fecioara Maria va veni în lumea omenească Fiul lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Și Dumnezeu a adus omul acesta ca să salveze numai pe evrei. Că cei drept, spune Ioan, el a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Atunci tuturor celor care l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să facă copii al lui Dumnezeu. Și suntem, slăvit să fie Domnul. Alunecarea evreilor a făcut ca harul mântuirii să ajungă la Bistrița. Doamne, fii slăvit pentru planul Tău. Și nouă ni se dă acum dreptul să ne facem copii al lui Dumnezeu. Vei beneficia tu de șansa asta sau o vei irosi ca atâtea altele? Și repet, poate e ultima. Nu sunt aici pe post de bau-bau. Nu vreau să sperii pe nimeni, nu mi-e felul de așa. Dar eu știu că amânarea E o metodă a vrășmașului din Evrei, capitolul 3, cu versetul 13. Nimeni să nu se înșele prin împetrirea inimii, prin înșelăciunea păcatului, ci atâta vreme cât se zice azi. Cineva, un filozof, spunea că drumul spre iad va fi pavat cu intenții bune. Oameni care au vrut să facă binele și nu au mai reușit să-l facă. Tu vei pleca din seara aceasta. În seara asta ai șansa mântuirii. Dumnezeu vrea să te mântuiască, vrea să te ierte. Și poate ultima ta șansă, alaltă ieri, sau ieri, mă sună un frate, dacă n-ai putut veni la durerea noastră, vină la bucuria familiei noastre. Căci în urmă cu vreo 3 săptămâni, un prieten de-al meu, bun prieten din Voitinel, îmi spune: Dragoș, unde ești? Nu eram în țară. Dar de ce, frate Vasile? Vasile Rusu de la Voitinel. Dragoș, 2 băieți de-a mei mergeau la adunare. 2 băieți de-a meu și un băiat de-a lui Gică Cârdei. Și mergeau la adunare băieții ăștia. Și au intrat cu mașina în pod de la Voitinel spre Vicul de jos. Și băiatul meu cel mare e mort, băiatul lui Gică Cârdei e mort și băiatul cel mai mic în spital foarte grav. Nu poți veni la mormântare. Deci nu pot, că-s departe de România acum. Ieri m-a chemat la o nuntă. Vine că mai am un băiat să-mi soară. Dar nu știu de ce, parcă tot plângea când m-a chemat la nuntă. Suntem tineri, nu știm că murim. Am predicat odată la o mormântare la Voitinel. 3 fete mergeau spre adunare, duminică după amiază, pe șosea. Și un băiat, vecin de alăturea, fără permis, că n-avea 18 ani, tot pocăin, mergea cu mașina. Și-o vrut să-l sperie. Și-o tras un pic de volan, așa. Și când o tras de volan, pe prima o lovit-o, că nu mai putut să redreseze. Și-o murit acolo, la 17 ani. Are importanță ce am predicat? Credeți că am putut predica? Dar știu că o fată de 17 ani o murit mergând la adunare. Și tu ești în seara asta aici. Și Dumnezeu prin mine te cheamă la pocăință. Tu faci ce vrei? S-ar putea să fie ultima strigare. Că mor și cei mai bătrâni și mor și cei mai tineri. Să vă spun ce bătălie am văzut. Am predicat la o mormântare la Pătrăuți, Suceava. Și când a venit momentul să se ia 3 sicrie, să pună pe mașină, nu s-a mai putut lua sicriile. Familia, părinții se trăgeau deoparte, oamenii cu puși să ducă sicriile, trăgeau în partea cealaltă. Un băiat de 28, o fată de 17 și o fată de 15 sau de 13 ani. Că băiatul ăla de 28 le-a luat în mașină și a spus: hai să vă arăt cum merge mașina. Și îmi spunea cineva: măi, n-avea viteză, măi, frate, dau. O mirză, nu ce s-a întâmplat, au intrat într-un pod și au murit toți 3 acolo. Și când au fost să scoată sicriul, tot n-are importanță ce am predicat, nu? N-are importanță. Era corul mare de la ipsicani, cânta mai tare decât bocetele lor. Și când au pus tasul mâna pe cap și au spus: Alexandra, ce ți-am făcut de pleci la 15 ani? Corul a trecut ca la comandă, a început corul plânge, nu se mai putea cânta. Se poate muri și la 13, și la 15, și la 17, eu nu vreau să sperii pe nimeni, eu sunt aducător de vești buni în seara asta, eu vă spun tuturora că în seara asta poți să dobândești mântuirea sufletului, că Dumnezeu ți-a dat încă o șansă, că Dumnezeu te mai iartă încă o dată, că Dumnezeu nu ține seama de vremuri de neștiință, Fapte 17:30, și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Dar de ce să se pocăiască? Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea cu dreptate. Prin omul care a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Ce înseamnă de fapt pocăința? Dumnezeu și-a făcut partea Lui. Scrie în Isaia, capitolul 61, Duhul Domnului este peste mine și m-a uns ca să vă aduc vești bune. Și vestea asta bună e ca o ancoră care mă leagă de Dumnezeu și de cer, ca o funie împletită cu mai multe șuvițe. Și acolo vine și spune: m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobite. În mântuirea Domnului, în jertfa Domnului, există și vindecarea trupului, fraților. Când vorbeam altădată de vindecare, vorbeam de vindecarea prin ispășire. Biblia vine și spune că evreii într-o noapte au ieșit din Egipt. Aproape 2 milioane de oameni se estimează, 600 de bărbați care purtau armele. Dar spune psalmistul 105 cu versetul 37, în noaptea aceea niciunul din semințiile lui n-a șovăit. În traducerea engleză spune: niciunul n-a fost neputincios. Cât sunteți aici la adunare? Și cât sunteți acasă? Și sunt unii neputincioși. Eu mai am cunoștință aici, am sunat, ne întâlnim la adunare: nu, frate dragul, sunt bolnavă, stau în pat. Sunt neputincios. Dar cum se face, căci atunci între evrei nu era niciunul neputincios? Cercetătorii Scripturii interpretează lucrul acesta și spun că în mielul acela de Paște, pe care l-au jertfit evreii, era de fapt două părți. Mielul era sânge și carne. Sângele era pentru înger, pentru Domnul, ca să ungă ușorii, iar carnea au mâncat-o evreii. Se pare că atunci a avut loc o vindecare colectivă, că toți care au prăznuit Paștele în noaptea aceea, Dumnezeu i-a vindecat, le-a dat putere și au putut ieși din Egipt. În miezul nopții, fiecare bătrân o sta cu încălțămintea încinsă, cu toiagul în mână, gata să plece, să părăsească Egiptul. În jertfa Domnului Isus, dragii mei, există la fel două părți distincte. Sângele Domnului și carnea sau trupul Domnului, rănile Domnului. În Isaia, capitolul 53, cu versetul 5, spune: dar El era lovit pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legele noastre, pedeapsa care ne dă pace a căzut asupra Lui și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Adică noi în jertfa Domnului Isus, prin sângele Lui avem iertare de păcate și prin rănile Lui avem vindecarea de boli. Amin? Așa scrie și eu așa predic. Veți spune unii, da, dar tămăduirii tot pentru suflet. Nu e adevărat. Când Matei, în capitolul 8, intră Domnul în casa lui Petru, îi vindecă pe soacră sa și în versetul 17-18 acolo spune: și lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească cuvântul care a fost scris. Și citează Isaia 53:5. Deci, în sângele Domnului Isus Hristos avem iertarea de păcate și în rănile lui Hristos avem vindecarea de boli. Amin? Și eu doresc ca și iertarea și vindecarea să fie prezente în adunare. Am experimentat de multe ori, de foarte multe ori, cazuri când în adunarea Domnului coborî puterea de vindecare și Domnul vindeca din cei bolnavi. Și dacă sunt aici bolnavi, aș dori ca Domnul să-i vindece și pe ei. Duhul Domnului m-a uns, a venit peste mine ca să vă aduc vești bune și să vindec pe cei cu inima zdrobită, să dau drumul prinșilor de război și robilor să le vestesc slobozirea. Sunt aici prinși de război? Sunt oameni prinși de păcate și patimi de care nu pot să scape? Eu spun tuturora, în jertfa lui Iisus Hristos există eliberare. Spunea Isaia 57, acolo cu 15, când în fața mea cad leși în duhurile care le-am creat. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu om cu inimă zdrobită. Eu cred că puterea Domnului este în seara asta aici. Dacă ai patimi, pofte, plăceri păcătoase, mă rog prin Duhul Sfânt să te elibereze Domnul, că de aceea e slujbă, că de aceea e evangelizare. Facă Domnul lucrul acesta. Iar celor întristați din Sion să le dau cunună împărătească, în locul cenușă să le dau un um de lemn de bucurie. Sunt oameni supărați, sunt oameni pesimiști, oameni stresați, oameni temoși, așa, exagerat de tare. Aș dori celor întristați Domnul să le dea bucuria mântuirii. Amin? Domnul, în lucrarea aceasta de mântuire, și-a făcut partea Lui. Partea Lui a făcut-o, acum trebuie să facem noi partea noastră. Căci vestea bună care vă aduc este că avem iertare de păcate. Avem iertare de păcate, frații mei. Povesteam altădată, la noi era o mormântare și fratele Ieremia, prezbiterul adunării, chemat de Domnul acasă, după ce o suferi mult pentru Domnul, vorbea despre judecata lui Dumnezeu. Și nu știu de ce, la mormântare el spunea cum Dumnezeu va judeca pe femeile prea curve și ucigătoare de copii, că e scris în Biblie. Și când se scoate mortul din o gradă, a venit o femeie și l-a prins de haină și a spus: ba de Ion, îi drept ce ai spus matale, tot așa-i? Așa-i? O pus femeia mâinile pe cap și a spus: eu n-am la ce muri. Cuvântul ăsta a lovit greu în ea. Și-a spus: ba, Ion, eu n-am la ce să mor, dacă e așa cum ai spus. Și fratele Ion spune: mai ai o șansă, mai ai posibilitatea dacă te pocăiești. Dumnezeu nu ține seama de vremurile astea, îți curăță viața, te iartă prin sângele Său și te-ți dă dreptul să fii mântuită. Și femeia a prins vestea asta bună. Dacă sunt aici persoane care au dureri, coșmaruri, când te uiți ca Ieremia în vale, la urma pașilor, și vezi păcatele și întinăciunea și murdăria, În seara asta spun că ai șansă să fii iertat și poate e ultima ta șansă. Am o întâmplare, am povestit-o la mulți. Eram acasă, făceam treabă. Munceam în gospodărie, că eu mi-s țăran. Și vine fratele Rotaru Aurel de la Udești și îmi spune, frate Dragoș, nu poți să vii prin miercuri la o înmormântare? Și eu îmi fac calcul, da, dar cine a murit? A murit un om tânăr de la noi, din sat, un ortodox. Și eu spun, și dacă-l ortodox, de ce îl îngropați voi? Ce nu-l îngropă preotul? Frate, stai să-ți explic cum a fost. Am povestit asta, că nu pot uita. Și îți o spun ca nici tu să nu uiți. Spune, frate Dragoș, nevasta omului acestuia a început să vină la adunare la noi, la pocăiți. O dată, de două ori, de trei ori, o familie tânără cu 4 copii. Până la urmă am fost la mormântare. Și eu plăcut la adunare, dar bărbatul a spus, măi, unde merge femeia mea la pocăiți? Ce-i acolo? Că tot felul de vorbe circulă în Bistrița asta, știți voi. Și într-o duminică s-a îmbrăcat, merg și eu cu tine, măi, să văd ce faci tu acolo. Și a venit și el și eu plăcut. Și-a mai venit odată, încă o dată, și s-a hotărât și el să se pocăiască. Să fac pregătiri pentru botez, să faci o listă, acea catecheză, cum o numim noi. Și ei participă. Și duminică dimineața sunt botezuri. Și duminică dimineața el se trezește și îi spune la nevasta, măi, du-te tu azi și ia botezul, eu nu-l iau azi. Dar nevasta începe să plângă. Dar de ce? Măi, mă tem că noi putea să țin pocăința. Știți că asta e o altă metodă a vrăjmașului? Eu dacă pot ține cât de cât pocăința, nu o țin eu cât bun. O țin că Dumnezeu mă ajută. Și dacă în anii ăștia care am trăit prin lume, dus de parte, de casă, de mamă și de comitet, am reușit să nu pun vârful limbii pe beri sau pe vin, să nu mă duc la filme și la meciu, să nu curvesc, să nu trag un fum de țigară, nu le-am ținut că sunt eu bun. Pe mine m-a ajutat Dumnezeu. Și pe cei care vor să se pocăiască, îi ajută Dumnezeu. Și el spune, mă tem că n-am să pot ține pocăința. Și ea plânge, mă, era frumos băieții noștri, să ne vadă pe amândoi intrând. Băi, promit cu primul botez, eu și eu, legământul. Și se duce, sora primește botezul. La câteva zile, într-o duminică, era o ploaie tare. Omul era cu vitele pe imaș, pe câmp. Și nevasta ia o umbrelă mare și vin vitele, merg pe șosea înainte și ia amândoi la umbrelă povestim și trăsnește în umbrelă și ea n-are nimic și pe el îl arde. Eu am fost la mormântare. Nevasta lui spunea, frate Dragoș, ardea pe asfalt în fața mea. Am vrut să-i trag ciorape de picioare, că avea ciorap de supraelastic, când am vrut să trag, s-o rupt, m-am fript la mână, n-am mai avut ce face și a murit acolo. Și acum ea a spus, eu nu mai chef preu și prosese și colaci, sunt îngroape pocăiță. Și am spus, frate Aurel, gata, vin. Și am fost la mormântare. Ce importanță are ce am predicat eu, nu? Important de că a rămas o văduvă tânără și 4 copii. Dar eu mă gândeam așa în mintea mea, Doamne Iisuse, dacă omul ăsta tot o veni la adunare și dacă tot voia să se pocăiască și dacă tot l-ai așteptat 30 ceva de ani, ce nu l-ai mai așteptat o lună? Și parcă un glas îmi spunea, îmi răspundea așa mie în lăuntru meu, dar dacă tot voia să se pocăiască, de ce nu s-o pocăiască? Dacă tu tot știi că pocăința e bună, mă asculți predicând pe mine, ai să pleci tot nepocăit de aici? Tot nepocăit? De ce nu te pocăi acum? Că amânarea este o metodă a diavolului. Nu, predic, dar nu-mi place. Una din urgiile Egiptului, broaștere. Se apucă, domnule, o gospodină curată, pune apă, sare și frământă și sare o broască. Mai mâncați? Eu pic toți întreb și chiar nu-mi place. Am avut o predică specială de aici, dar acum vă spun numai așa ca să nu vă placă nici vouă. Sau te duci ostenit și pui capul pe pernă, o broderie adusă tocmai de la Damasc și dormi. Și când pui capul pe pernă, sare un broscoi acolo. Mai dorm? Și vine Moise la faraon și spune, când vrei să mă rog? Și eu îl văd pe faraon așa scărpinându-se în cap, își face socotelile și spune mâine. Și un pocăit cu numele de Daniel Brânzei a făcut o predică și a intitulat-o Încă o noapte cu broaștere. Poate n-ai să te pocăiești în seara asta. Poate mai vrei o noapte cu broaștere. Mai vrei să vezi ceva la televizor. Alții au spus, mai am un ficior de însurat. O venit la adunare la fiecare evangelizare. Fata lui s-a pocăit, o lua botezul la noi. Și el a venit la fiecare evangelizare și îmi spunea: Dragoș, după ce însor ficiorul ăsta, eu tare am fost la multe nunți. Și după ce însor ficiorul ăsta care nuntă la vară, mă pocăiesc și eu. Și nu a prins nici vara și nici nuntă la ficior, că l-a îngropat și a intrat nemântuit în țărâna pământului. Fratele meu, eu spuneam că Dumnezeu și-a făcut partea Lui, Dumnezeu ne-a asigurat iertarea de păcate, dar noi trebuie să ne facem și noi partea noastră ca să beneficiem de această iertare. Și ce ar trebui, oare, să ne facem noi? Scrie în Fapte, capitolul 3, versetul 19, Petru: Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele. Doamne, ajută-ne să ne pocăim, amin? Apoi în Fapte, capitolul 10, versetul 43, predică Petru în casa lui Corneliu și spune: toți prorocii prorocesc că oricine crede în numele Lui capătă prin credința în numele Lui iertarea de păcate. Și când ajunge aici, Domnul și botează cu Duhul Sfânt. Ca să capeți iertarea păcatelor, ce trebuie să faci? Să crezi în numele Lui. Dacă vreți, scrie în Fapte 22:16, intră Anania în casa lui unde sta Saul și spune: și acum ce mai stai? Scoală-te, primește botezul și fii iertat de păcatele tale. Ce ai tu de făcut ca să fii iertat de păcate? Trebuie să te pocăiești, să crezi și să primești botezul. Doamne, ajută din asta, amin? Mulți oameni spun: eu nu mă pocăiesc. Un prieten de-al meu, secretar de partid la tot complexul acolo industrial, se pocăiește. Sportiv, juca fotbal. Și ăsta se pocăiește. Și când se pocăiește, îi ia biroul și mașina, secretara și cheie la birou și îl pune să mături în curtea combinatului. Și fratele nostru, cu un foraș mare și cu o mătură, cântă în continuu, cântă și mătură acolo. Și omul ăsta a avut experiență cu Dumnezeu. Îmi spunea: măi, frate Dragoș, când m-a chemat odată la biroul de partid ca să mă anchetez, în vremea lui Ceaușescu, erau vreo 7 activiști de partid, unul de la securitate, directorul, președintele de sindicat, șeful de secție, și eu stam în fața lor. Și toți strigau la mine. Și era vremea lui Ceaușescu. Dar secretarul de partid venit din oraș, de la județeană, îi spune la director: măi, ai un strungar bun? Da, toarășul secretar, dar de ce? Băi, cheam un strungar să-mi fac un șurub, când trebuie la mașină, la ceva. Și ăsta dă telefon și cheamă un alt pocăit. Și când intră fratele Petrică, un prieten de-al nostru, un om tare curajos, intră, se uită, roată, el a văzut. Și spune: ce faci, frate Costel? Te judică netăiați ăștia împrejură, filistienii ăștia te judică. Zic: oameni buni, și dumitale, și dumitale, și dumitale, tăți trebuie să vă pocăiți. Ăia nu au avut timp de reacție. Tocmai era mort Leonid Brejnev atunci. Și îi spune: ați văzut? O murit tovarășul Leonid Brejnev. Are un piept mare, plin de decorații. În fundul iadului se duce cu dânsele. Și aceia au rămas așa. La urmă, unul se trezește și spune: tovarășul director, dumnealui cine? Omul l-a chemat să facă un șurub. Păi dă-i, domnule, să facă șurub. Ce, el vrea să ne pocăiască? Frații mei, Dumnezeu își apără pricina. Și apoi fratele Costel merge odată cu troleul la Suceava. Se întâlnește cu un coleg de-a lui și spune: băi, tu nu vrei să te pocăiești? Costel, până aici? Fiecare cum s-a născut. Eu am credința mea, eu nu schimb credința. Costel, uite la mine, eu vreau să mor așa cum am născut. Și fratele Costel nu mai spune nimica, că cea lui coleg avea un băițel de vreo 5-6 ani și îl ignoră pe colegul. Și spune: măi, pe tine cum te cheamă? Ionuț. Ionuț, câți ani ai tu? 6 ani, nenea. Ionuț, ia spune tu la nenea, tu fumezi? Spune: nu, nenea. Dar bei tare? Nu beau deloc, nenea. Băi, dar înjuri? Nu înjur, nenea. Și Costel îi spune lui tasă: băi, vezi cum ne-am născut? Poate ar fi bine dacă am murit cum ne-am născut. Dar noi nu murim cum ne-am născut, noi murim cum am trăit. Că nu te născu nici cu țigară, nici cu băutură, nici cu curvie, nici cu minciună, nu, nu, nu. Chiar dacă spune David că în păcat o zămislip mama mea, am moștenit păcatul adamic, dar eram totuși nevinovați, eram inocenți, dar noi nu murim cum ne naștem, așa cum s-amăgesc unul. Noi murim cum am trăit, dar cu toate păcatele astea ce faci? Eu aș dori ca Domnul să ne ajute să ne pocăim, amin? Vreau să închei predica mea. Aveam la urmă un gând, l-am numit eu la urma urmelor, ce-i să faci? Dar nu mai pun întrebarea asta. În încheiere vă amintesc doar un verset din Evrei, din capitolul 4. V-am spus că ne aflăm situația acum între bunătatea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu. Înainte de a se dezlănțui mânia lui Dumnezeu, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Lumea se îndreaptă spre un colos. Lumea se îndreaptă spre o nenorocire, parcă cu o accelerație exponențială. Parcă din ce în ce, de la zi la zi, legi mai păcătoase, mai drăcești, tot astea se dau. Toate lucrurile converg într-acolo. Vine Anticrist, dar vine dincoace de acestea judecata lui Dumnezeu. Și vine izbăvirea celor credincioși. Și Biblia vine și spune așa, că înaintea tuturora, în seara asta, Domnul prin mine s-a mai acordat încă o șansă. Poate ultima. În Evrei, capitolul 4, cu versetul 1, spune așa: să luăm dar bine seama că atâta vreme cât stă în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul din voi și niciunul dintre noi să nu se pomenească veni prea târziu. Amin.